De la 1 ianuarie 2018, inspecția tehnică periodică ar putea să devină obligatorie în fiecare an pentru mașinile mai vechi de 12 ani. Este principala prevedere a unei legi votate recent în Parlament și care se află în prezent în faza de promulgare la administrația prezidențială. De asemenea, legea modifică și primul ITP pentru mașinile noi, care va trebui făcut odată la 3 ani. Aceste schimbări respectă o directivă europeană și vor aduce o mai bună monitorizare tehnică a Parcului Național Auto. Directorul general al Registrului Auto Român, George Dincă, susține că a constatat că parcul auto este într-o continuă îmbătrânire, în așa fel încât ITP-urile, inspecțiile tehnice periodice, vor fi efectuate la autoturisme mai vechi de 12 ani la un an față de 2, iar pentru mașinile noi, producătorul a luat niște măsuri de extindere a garanției către 5 ani.